dimineața. 24 de ore durează restaurarea completă a danturii. E posibilă printr-un protocol rapid. În aceeași ședință se fac toate manevrele chirurgicale. Explicăm! În aceeași ședință au loc extracția dentară, inserarea implanturilor, urmate de realizarea unei lucrări protetice fixe provizorii în 24, maxim 48 de ore în funcție de situație. Este indicată atât pacienților fără dinți, edentați total, fie purtători de proteză sau cei care n-au avut niciodată proteza mobilă, fie pacienților care mai au dinți, însă nu sunt recuperabili, fie că au leziuni carioase foarte mari, fie că au o boală parodontală mai avansată, care indică extracția dinților. În felul acesta, trauma chirurgicală devine limitată la câteva ore. Primiți anestezie o singură dată. De ce e necesară în următoarea etapă lucrarea protetică fixă, dar provizorie, și nu se poate monta direct una definitivă? În etapa de coroane provizorii, testăm estetica, testăm și funcția, adică masticația și fonația. Pacientul poate să meargă acasă, să testeze coroanele provizorii pe care le-am montat, poate să vadă cât de bine se poate igieniza. De asemenea, în timpul mesei trebuie testată. Dacă sunt probleme, se pot face orice mici modificări până la varianta ușor de acceptat și când mâncați și când vorbiți. Coroanele de lungă durată sunt dintr-un material mai rezistent în timp, dar foarte important, sunt dintr-un material care nu îmbătrânește atât de repede în cavitatea bucală, care este un mediu destul de ostil. Vă aștept și mâine cu informații din sănătate explicate pe larg. Toate detaliile sunt pe știrileprotv.ro. La revedere! Thank you.